Și oamenii o să spună, a fost Mircea Joană în campanie și ne-a spus că o să ajute Dăbuleniu și Sudul Doljului și Oltenia. Ei vor judeca pe Mircea Joană și oricare alt parlamentar dacă într-adevăr și-a făcut treaba. Doamna Mihaela, doamna Mihaela, știți pe unde umblă și ce face domnul Mircea Joană al dumneavoastră când pleacă de acasă? Sunt o persoană de bună credință și vreau să vă informez că uneori domnul Mircea mai fuge din București, unde stați cu ochii pe dânsul și își face de cap, doamnă. L-am văzut cu ochii mei când a venit la noi la Dăbuleni, în colegiul lui, de se alese. E adevărat, fuse și la vot, dar asta dură nițel, nu stă tu mult pe gânduri în cabină. În rest, ce credeți că făcu? Doamnă, eu cred că domnul Mircea își cam fătură coada prin bătătura altora. De cum veni la noi în Dăbuleni și se dădu jos din Audi, săi de se pupă cu niște doamne în vârstă, în văzul lumii, fără nicio abținere ca soț și tată de copii. Și unde se întorcea, se mai lua în brață cu câte una și se pupa, chiar și cu mătușa mea care avea herpes. E clar că se știa cu ele dinainte, că nu poți să vii să te repezi așa la femeie, să o iei în brațe și să o pupi, dacă nu o cunoști. Pe dumneavoastră vă pupă des bărbații pe stradă când mergeți la binefaceri? Sincer. Sută în mie că le agăță când veni data trecută, le îmbrobodi la căminul cultural cu șoapte de pensioară, cu jurăminte, cu trandafiri, le spuse că le plimbă cu racheta prin stele și babele ălea, minte de muieri, na, se topiră după el. Uite, Dada Anica Rățui, femeie de 80 de ani, numai cel auzi și își pierdu capul. Îmi mărturisi mie la cimitir, că nici acolo nu-l uită, îmbujorată ca o fată mare, cum o fermecă domnul Mircea. Dar ce ți s-a părut la el așa că e președinte? Vorba lui când a vorbit, nu știu ce a vorbit, mi s-a părut vorba lui bună. Bună. Și doar la fața lui când se uită, îi vine să-l voteze. Ma ta numai după față votezi. După față, de fața lui. După fața lui, da. Bine, mama. După fața lui, da. Nu vreau să vă supăr, dar am observat că numai la doamne în vârstă se dădu cât stă tu pe aici. Auzi eu că există unii cu apucături de-astea, de numai la bătrâne se bucură. Unde se întorcea, numai cu pensionare se pupa. Se ținea de ele cum se ține picătura de ciorbă de firul de păr, scuzați. Și ele din prim-ministru și președinte nu-l mai scoteau. Așa le-o fi spus el să se dea mare. Ălea nu se uită la știri, habar n-au, ușor le îmbârlici. Pe urmă, doamnă, nu se putu abține și se vârâ unde erau babe mai multe și mai multe adunate la un loc. La biserică, doamnă. Și doar știți bine că nu e bisericos de felul lui. Se băgă printre babe, cântă dinpreună cu dânsele veșnica pomenire, pupă apăsat icoanele ca să facă impresie, se rugă la Dumnezeu să binecuvânteze Dăbuleniul și tot colegiul electoral, apoi iar se pupă cu mătușile și bunicile noastre, chiar în biserică, de le cucerit pe partea religioasă. Pe urmă plecă, nu știu unde, nu bag mâna în foc. Așa fu. Și acasă v-a spus că a fost la vot și atât? V-a pupat în seara aia? Hârzoneala asta cu babe departe de București, vi se pare că e politică? S-a ales el ce-i drept, dar numai cu nebunaticile astea de 80 de ani, vă spun eu că până la sfârșitul mandatului o să-i scadă legitimitatea la jumătate. Și v-aș mai spune eu multe, dar cu toate că nu sunt muiere, am și eu o vârstă și tare mă tem că dacă o mai veni domnul Mircea pe la Dăbuleni, mi-o reproșa ciupindu-mă de obraz. Prăcioasă mică ce ești!